Bun venit pe canalul de YouTube Voice Signal. Extratereștrii suntem noi? OZN-urile ar putea fi pilotate de oameni care călătoresc în timp, susține un astronaut. Astronautul britanic Tim Peake are o teorie ciudată despre OZN-uri. Acesta spune că a auzit-o de la piloții care au întâlnit ceea ce guvernul american numește fenomene aeriene inexplicabile. Într-un interviu acordat emisiunii Good Morning Britain, Peake a răspuns cu diplomație la întrebările despre extraterestri și despre obiectele zburătoare neidentificate, sau OZN-uri. Care este teoria ta personală? L-a întrebat gazda Richard Madeley pe astronautul Agenției Spațiale Europene. Credeți că acestea sunt lucruri de pe tărâmuri de dincolo sau dezvoltarea de arme secrete? Astronautul a recunoscut că, după ce a văzut unele dintre videoclipurile guvernului american, nu crede că acestea prezintă arme secrete. O viziune asupra viitorului. Am auzit o teorie, a adăugat Peake, în care un pilot vorbea despre faptul că, potențial, în viitor au dezvoltat călătoria în timp. Este ceva care s-a întors din viitor. Acest lucru a stârnit râsete politicoase din partea gazdelor, iar astronautul a recunoscut că, în ciuda tuturor acestor teorii care circulă despre natura acestor fenomene neidentificate și inexplicabile, în cele din urmă, nu știm. Deși sună chiar mai ciudată decât conceptul de vizitatori extraterestri, teoria a mai fost lansată și înainte. La începutul anului 2020, profesorul și autorul Michael Masters, de la Universitatea Tehnologică din Montana, a lansat o carte în care postulează că OZN-urile ne reprezintă pe noi din viitor și că viitorii oamenii care pilotează aceste obiecte neidentificate ar putea răpi oamenii pentru a-i studia în sens antropologic. Suntem noi din viitor? Dilemele închise. Presupusele relatării de răpiri sunt în mare parte de natură științifică, a declarat Masters pentru Space.com într-un interviu despre cartea sa. Probabil că este vorba de viitori antropologi, istorici, lingviști care se întorc pentru a obține informații într-un mod în care noi nu putem în prezent fără acces la acea tehnologie.